Împodobirea bradului și a casei în perioada sărbătorilor de iarnă este unul dintre cele mai importante obiceiuri păstrate din moși strămoși. Puțină lume știe însă că tradiția împodobirii bradului și a casei cu crenguțe de brad este un obicei preluat de la jumătatea mileniului trecut, de la triburile germanice. Bradul simbolizează prin forma sa triunghiulară Sfânta Treime, iar podoabele cu care acesta este acoperit reprezintă cunoașterea și bogăția, asemeni pomului sacru din grădina Edenului în care se găseau merele, fructele cunoașterii. Se cunoaște foarte puțin faptul că și dacii aveau un cult pentru brad, dar cu înțeles total diferit. Bradul era un copac ritual tăiat la nuntă sau la moartea cuiva. Obiceiul încă se păstrează în regiuni din Oltenia și sudul Banatului. Astfel, în cadrul ritualului de înmormântare, bradul reprezintă nunta mortului cu divinitatea și natura. Bradul împodovit în vechime cu fructe, flori, nuci, poleite, lumânări și pangliș simbolizează pomul vieții, arborele fertilizator de bun augur. Simbolul bradului se regăsește în foarte multe piese de artă populară, precum covoarele, ștegarele și iile. În zilele noastre, împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datine atât în mediul rural cât și urban, odată cu așteptarea în seara de ajun a lui Moș Crăciun. În poveștile părinților noștri, de cele mai multe ori, bradul era adus de Moș Crăciun, atunci când copiii dormeau. Sau în locul lui Moș Crăciun nu apucau să vadă dacă bradul trecând pe sufereastră. După zilele de Crăciun, bradul rămâne decorațiune de sezon, motiv de mândrie mai ales pentru gospodarii care sunt gazde în această perioadă. În cele mai multe din casele românilor există obiceiul ca bradul să fie aruncat ars în foc înainte de bobotează, urmând să se primenească locuința pentru sărbătoarea botezului Domnului. În acel moment, nostalgia pomului de Crăciun este alungată spre a se face loc noului an în deplinul sens al cuvântului. Deși în Europa originea sa precreștină nu mai este contestată de nimeni, părerile rămân totuși împărțite. Unii văd în el o reprezentare a arborelui lumii, alții îl consideră o referire directă la arborele paradisului, împodobit cu mere de un roșu aprins care amintesc de păcatele comise de primii oameni, înainte de alungarea lor din rai. Până în secolul XV, oamenii împodobeau casele cu crenguțe verzi și tradiția era considerată păgână, la fel și cea de a-și face daruri unii altora. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în saloanele germane, sărbătoarea era de neconceput fără bradul de Crăciun, împodobit și scântâietor. În 1776, prin intermediul soldaților germani care participau alături de englezi la războiul de independență, această tradiție ajunge și în Statele Unite, iar în 1880 cucerește și Casa Albă, relatează alba24.ro.